De ce unii oameni care își cer moartea vor să moară și nu mor? Și alții care vor să trăiască, sunt tineri, dornici de viață, mor subit. De ce procedează așa Dumnezeu? Iată așa întrebare am primit și noi tocmai suntem la antrenament. Eu sunt pastor, păstorez Biserica Buna Vestire din Chișinău, dar în același timp sunt sportiv, sunt și antrenor. În ordine de taekwondo, cei care mă urmăresc de multă vreme, știți, spun pentru cei care poate prima dată mă vedeți online. Și atât noi totdeauna înainte de antrenament studiem Biblia. Și azi studiem din cartea prorocului Daniel și am avut o lecție despre suveranitatea lui Dumnezeu. Tocmai la întrebarea care mi-ați adresat-o aici. De ce Dumnezeu face așa? În primul rând, pentru că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu zice, iată aici am avut un text unde scrie, Dumnezeu zice, eu dau viață și eu omor. Eu rănesc și eu tămăduiesc. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Păi tot aici am văzut că Dumnezeu este acela care în suveranitatea lui determină cât trăiește un om. El e acela care hotărăște ca un om să se nască, să fie conceput, să se nască, să-și trăiască viața. Dumnezeu pune hotar vieții omului, nu poate trece nimeni peste hotarul celor. Dumnezeu hotărăște. Totuși, întrebarea rămâne. De ce unii mor de vreme, ar vrea să trăiască și alții trăiesc lung? Iată câteva lucruri care trebuie să le știe fiecare om. Deci Dumnezeu spune în cartea prorocului Ezechiel așa, doresc eu moarte păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască. Asta vrea Dumnezeu, ca păcătosul să se întoarcă de pe căile lui. Mulți oameni mor din pricina că sunt încă pățânați și îi stăruie în căile lor rele. Ei nu aud vocea lui Dumnezeu, nu se întorc la Dumnezeu. Iată același lucru scris la Proverbe, capitolul 5, zice că căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegirea lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare. Va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie. Iată, mulți oameni mor din prea multa lor nebunie. De ce? Că nu se opresc de pe căile lor rele. Căile lor rele îi conduc la moarte. Dar nu neapărat la toți. Nu neapărat la toți. Sunt oameni care au trăit bine, au trăit frumos și au murit repede. Poate unii tocmai au fost protejați așa. Au fost protejați de anumite lucruri rele, decizii rele care puteau să le ia. Iată, îmi vine acum în minte împăratul cela, Ezechia. Vă amintiți ce a făcut omul cela? Când au venit soli din Babilon, el în fala lui, dar înainte de asta, s-a îmbolnăvit brusc și era pe pat de moarte. Și el o plâns, s-a rugat, o cerut de la Dumnezeu să mai trăiască. Zice, eu sunt în floarea vârstei mele și tot așa să mor acum. Și Dumnezeu a vorbit prorocului Isaia, că Isaia nu mai a venit și l-a anunțat. I-a spus, pregătește-ți, puneți casa în rânduială pentru că vei muri, gata, mori. Și el atunci, numai prorocul Isaia a ieșit și s-a întors cu fața la perete și a plâns și s-a rugat. Și Dumnezeu, în timp ce prorocul Isaia se duce, Dumnezeu a spus, Isaia, întoarce-te înapoi. Isaia s-a întors înapoi și a spus, vei mai trăi 15 ani. Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și Dumnezeu și-a schimbat hotărârea, vei mai trăi 15 ani. Dar în acești 15 ani a făcut cea mai mare prostie care putea să o facă în viața lui. Ce bine era pentru Ezechia dacă murea atunci, la vârsta aceea. Nu mai trăia încă 15 ani. A făcut o mare prostie. Au venit oameni din Babilon. Babilonul abia se ridica, el nu știa ce o să fie Babilonul mai departe. Și când au venit solii cei din Babilon, zice, au venit ca să-l viziteze, să-l mângâie și așa mai departe. Și el în fala lui i-a luat și le-a arătat toate misteriile, le-a arătat tot ce are. După ce a plecat solul, a venit Isaia și zice, dar ce-au făcut oamenii ăștia aici la tine? Spune, oamenii ăștia vin dintr-o țară mare, tare, vai ce mare și așa. Și zice, o țară însemnată, vine departe și iată, zice, eu le-am arătat tot. Că îl întreabă Isaia, ce le-ai arătat? Și le-am arătat tot. Și Isaia zice, tot ce ai arătat tu, tot va merge în Babilon. Mai mult, zice, vor merge fiii tăi, nevestele tale, urmașii tăi, toți vor fi duși robi în lanțuri acolo. Zice, asta se va întâmpla. Și iată cu ce s-o ales de cei 15 ani care au mai trăit. A luat cea mai proastă decizie care putea să o ia.
Eu cred că pe unii oameni Dumnezeu îi protejează de anumite lucruri rele care ar putea să le facă și Dumnezeu îi oprește de la asta. Dar, iată, mă întrebați, dar bun, am înțeles că, iată, oameni buni pleacă repede, dar cum să înțeleg cu... și am mai văzut cum oameni creștini care au trăit foarte frumos într-o perioadă scurtă, au trăit foarte frumos și au realizat mult, cât alții n-au realizat în 80 de ani. Chiar acum îmi vine în minte un ucenic scump care l-am avut, Tim Maslow, unii de voi îl știți, el a murit la vârsta de 42 de ani, brusc, subit. Un om deosebit, un caracter tare frumos, un creștin, la moartea lui, la mormântare, atâtea mărturii frumoase și care lumea nici nu știa, veneau atâția oameni și spuneau cât bine a făcut el. Și eu mă gândeam atunci, puneam și eu, cum? La întrebări, suveranitatea lui Dumnezeu, mă frământa și mie întrebări, de ce a murit omul ăsta așa, la vârstă de 42 de ani? Dar pe urmă puneam împreună toate lucrurile, mă gândeam, Dumnezeu, dar uite, omul ăsta, cât a reușit omul ăsta, el a iubit pe Dumnezeu, el a trăit frumos, el în traiul lui, ani, el a reușit să facă mult mai mult decât alții și în 80, și în 90, și în 100 de ani, el a reușit. El foarte frumos, în harul lui Dumnezeu care i-a fost dat, el l-a folosit frumos și a lăsat un nume frumos, o moștenire frumoasă, iată așa. O trăit el. Totuși, întrebarea acum este despre cei care sunt răi și trăiesc mult, lung, răi și trăiesc mult. Cum? De ce Dumnezeu nu le curmă calea, nu le curmă viața la ăștia? Păi iată ce spune la Romani 2. Zice, omule, desprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinții și îndelungii răbdării lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci de ce trăiesc ei? Pentru că Dumnezeu este bun, este îngăduitor și are o îndelungă răbdare și vrea ca fiecare din ei să vină la pocăință. Dar, zice, cumpetrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, deci de ce? Pentru că Dumnezeu îi așteaptă pe oamenii ăștia să se pocăiască. Dar, zice, cumpetrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânii pentru ziua mâniei și arătării drepte, judecăția lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume, va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gălceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă din nelegiuire și nu vor să se pocăiască, nu vor nicicum. Iată, așa tot mi-amintesc de unul de sportiv, sunt în sală, mi-amintesc de unul de sportiv, un sportiv atât de bun, un băiat cu un caracter frumos și care din copilărie a învățat cu noi scripturile, totdeauna. Dar ori de câte ori l-am îndemnat să se pocăiască, știți ce îmi spunea Domn Vasile, când nu a venit vremea? O, ce minciună asta e! Când te cheamă, atunci e vremea! Când ești chemat, atunci e vremea! Nu aștepta să vină nu știu care vreme specială. Și zice, nu, Domn Vasile, când nu a venit, eu o să mă pocăiesc. Măi, Igor, așa îi spune, măi, când te pocăiești? Așa fac fiecare sportiv, când te pocăiești, de ce tu nu te pocăiești, de ce nu îl primești pe Dumnezeu? Domn Vasile, eu înțeleg totul ce am învățat, totul e drept, eu sunt foarte de acord, eu înțeleg cât e de important să mă pocăiesc, da? Dar încă nu a venit vremea, iată, va veni, eu mă voi pocăiești, ce credeți? Când s-a început pandemia, el a ieșit la un fotbal, nu mai era proaspăt căsătorit, 29 de ani băiatul, a ieșit la un fotbal să juca sportiv, nu fuma, nu bea, mod de viață, bine. Și a alergat după mici, măcar nu l-a lovit nimeni, nu a făcut un efort mare sau ceva. El deja s-a oprit și a căzut mort, 29 de ani, mort, sportiv. Și iată, el nu s-a pocăit. Dar aștepta el vreodată, el aștepta că poate va veni un moment când se va pocăi, dar el nu s-a pocăit. Ce tare mă bucur pentru Mihai care stă alături de mine, că el s-a pocăit. Și tot așa, când îl întâlneam pe Mihai, întreba, măi Mihai, măi, când te pocăiești, măi Mihai, de ce tu oameni pocăiți? Și mult mă bucur că într-o zi la biserică, când s-am făcut totdeauna la încheierea serviciului divin la biserică, spun, cine vrea să împace cu Dumnezeu, să vină, să ne rugăm. Și tare m-am bucurat că în ziua aceea, Mihai, numai nici n-a terminat bine de spus fraza asta, Mihai s-a sculat și alergând a venit în față și l-a primit pe Domnul Iisus, s-a schimbat viața. Viața lui s-a transformat de plin, el este mântuit, acum îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, învață pe alții același lucru. Iată, aici este Igor care mă filmează, care are același lucru făcut și eu. Iată, acum la încheiere, tare mult, iată, într-o Vasilică. Într-o Vasilică care de asemenea l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și ei acum îl slujesc pe Domnul Iisus cu dragoste. Și tare vreau acum prin mesajul ăsta să mă adresez la cei care amânați pocăința.
De unde știți voi când veți trăi și care ziceți că tot așteptați un moment, așteptați că Dumnezeu vă va chema? Nu vă înșelați. Asta e o minciună gogonată care v-a pus-o satana în mintea voastră pentru că vrea nimicirea voastră, vrea să amânați, să amânați, să amânați și să plecați nepocăiți și să vă duceți în iad, să vă duceți la nimicire, pentru că nu există cale de salvare. Dacă omul nu se naște din nou, nu poate ajunge în împărăția celor. Nu credeți minciuna asta gogonată. Hai, pocăiți-vă, dragii mei. Iată, eu chiar acum vreau să vă invit să faceți o rugăciune împreună cu mine. Și tare, tare mult vreau video. Este din moment ce îl facem tot la sala sportivă, la sala lui Filip. Iată, acolo este și logo-ul la sala lui Filip. Noi aici ne antrenăm la sala lui. Tare vreau ca să vadă și sportivii video ăsta și eu vă invit să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos și să vă rugați împreună cu mine acum. Să ne rugăm, Domnule. Repetați rugăciunea după mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc că mi-ai dat viață, mi-ai îngăduit să vin în această lume. Îți mulțumesc că mi-ai întreținut viața până acum și îți mulțumesc că mi-ai descoperit Evanghelia. Îți mulțumesc pentru Domnul Iisus care a murit pentru păcatele mele. Doamne, vin să mă pocăiesc de toată inima. Te rog să mă ierți pentru toate păcatele mele. Te rog să îmi dai Duhul Tău cel Sfânt, să-mi dai iertare, să-mi dai o viață nouă. Te rog să mă ajut să urmez învățătura Ta de plin. Ajută-mă să o rup cu orice păcat în care am trăit până acum. Să o rup cu poftele firii, cu orice lucru și să trăiesc într-o deplină ascultare de Tine. Te rog, Doamne, să mă ajuți să mă alipesc bisericii, să mă botez după porunca Ta. Te rog, Doamne, să mă ajuți în toate să urmez calea Ta. Îți mulțumesc pentru tot ce faci și Te slăvesc în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dacă te-ai rugat cu rugăciunea aceasta, să știi cât tare mult mă bucur și mă voi bucura așa de mult când îmi trimite un mesaj. Pune aici un comentariu sau trimite un mesaj personal sau dacă ești în Chișinău, vină la biserica pe care o păstoresc. Este pe strada Vasile Alexandriu 133. Duminică la ora 10 avem serviciu divin. Vină acolo ca să creștem împreună cunoașterea Domnului Iisus, să te alipești de o biserică, iar dacă ai privit video-ul ăsta de undeva de departe, atunci de acolo, de unde ești de departe, te rog ca să cauți o biserică acolo, caut o biserică, alipește-te de o biserică. Iată, chiar ieri am primit o scrisoare din Călăraș, de la un pastor, din pastorul Bisericii Sfânta Treime, Biserica Baptistă din Călăraș, România. Mi-a scris așa frumos despre un om care așa a ascultat mesajele video, s-a pocăit din mesajele pe care le-a făcut video și a mers în biserică, s-a pocăit, s-a botezat, este membru bisericii, ba încă eu mai condus pe alți trei oameni, i-am dus în biserică, cei toți s-au botezat și acum cresc în cunoașterea Domnului Iisus. Am primit și o invitație, poate dacă ajută Domnul, voi ajunge și în orașul Călăraș. Tare m-aș bucura să mă întâlnesc cu acești oameni minunați despre care am auzit. Dumnezeu să vă binecuvânteze și căutați-L pe Dumnezeu și nu amânați pocăința, nu vă lăsați înșelați de cel rău, că El vă vrea nimicirea. Pocăiți-vă azi, ziua pocăinței este azi, este acum, asta pentru cei care nu v-ați pocăit. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă pocăiți și să aveți parte de mântuire.